Audier maraton în dosarul deschis ca urmare a incendiului din clubul Bambu, după ce ieri au dat cu subsemnatul clienții care au fost în noaptea de vineri spre sâmbătă în club, dar și o parte dintre angajați. Astăzi au fost citați la poliție și paznicii localului. La audiere a revenit azi și administratorul clubului, căruia ieri s-a făcut rău și a fost dus de urgență la spital. Rând pe rând, foarte multe persoane au fost citate azi în fața oamenilor legii pentru a fi audiați în acest caz. Asta după ce ieri procurorii și polițiștii de la serviciul omoruri au audiat 20 de persoane până târziu în noapte. De cât timp lucrați dumneavoastră la clubul Bambu? Vedeți că cineva a pus foc acolo? Deodată sunt audieri. Urmează să vedem despre ce este vorba și răspundem când ieșim. Spune ce s-a întâmplat în clubul Bambu, care ar fi motivele incendiului? Unul dintre cei 10 paznici ai clubului, Eugen Barbu, a fost invitat astăzi la poliție. Bărbatul le-a spus anchetatorilor că în noaptea incendiului erau aproximativ 700 de oameni și că focul ar fi fost pus de o mână criminală. Cam câte persoane erau în acea seară în club? Înțeleg că era plin. Nu fi fost 6-700 cu aproximație, nu pot să vă spun, pentru că nu eram eu la intrare, să știu un număr anume. Eu am fost pe partea de office, chiar la birouri. Angajatul clubului confirmă de asemenea că în clubul oamenilor bogați se fuma. Se fuma în club? Domnule, dacă se fuma în un club, spuneți-mi un club unde nu se fumează. Ați văzut că se fuma în acest club în noaptea trecută? Să vă spun că nu pot să vă spun dacă s-au fumat sau nu. S-au fumat narghilele sau alea. La audiere a revenit și administratorul clubului flancat de avocați, însă la final doar apărătorul clubului a dat detalii despre audierea de azi și mai mult a declarat că evacuarea s-a făcut exemplar, iar clubul era dotat chiar cu echipaje de la ISU atunci când se desfășurau evenimentele. Dacă autoritățile și procurorii, pentru că noi nu mai avem documentele, procurorii ne-au confirmat astăzi că au cerut deja să fie aduse toate documentațiile. Și încă un lucru foarte important, vă pot confirma cei de la pompieri, tocmai ca un moment sau ca o dovadă suplimentară, că în procedurile de evaluare, ele nu erau finalizate, am încheiat un contract suplimentar cu pompierii, ca pentru toate evenimentele de la Clubul Bambu, până la finalizarea procedurilor, să existe mașini cu pompieri care erau aduse ori de câte ori clubul avea nevoie, funcție de importanța evenimentului. În timp ce audierile vor continua și zilele următoare, la două spitale din capitală, la Floreasca și Sfântul Pantelimon, mai sunt internate încă 5 persoane din cele 44 de victime care au primit inițial îngrijiri medicale după izbucnirea incendiului.